Hristos a înviat, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Biserica Azi. Să te sacrifici pentru celălalt este, o știm cu toții, dovada cea mai înaltă, dovada supremă a iubirii pentru cineva. Este un principiu pe care îl enunță și Mântuitorul Hristos în Evanghelie. Am parafrazat cuvintele sale. Desigur, sacrificiul suprem este nu foarte accesibil pentru toți. E o putere foarte mare aceasta, dar exersăm fiecare dintre noi zilnic mici sacrificii. Renunțăm la interesul propriu pentru cei apropiați, pentru cei dragi, rude, prieteni. Dar o faptă frumoasă este cu atât mai nobilă cu cât ea se manifestă către necunoscuți. Ei bine, a dona sânge, nu cu o destinație precisă, ci în general, a dona sânge pentru cine are nevoie de sângele tău este un mic sacrificiu, este o mică faptă pe care o putem face fiecare dintre noi. În această seară vorbim despre beneficiile și despre valoarea acestei fapte, donarea de sânge. Sunt inspirat în alegerea acestui subiect de parteneriatul pe care Patriarhia Română l-a încheiat de curând cu Jandarmeria Română în vederea realizării unei campanii de donare de sânge. I-am invitat în studioul Trinitas TV pe doamna Doina Goșa, care este directoarea Centrului de Transfuzie Sanguină din București. Bine ați venit, doamna! Mulțumesc. Și alături de mine sunt de asemenea domnul major Marius Militaru, este șeful Serviciului de Presă al Jandarmeriei Române. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și din partea Patriarhiei Române, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, domnul Vasile Bănescu. Bun găsit, bună revedere la TV Trinitas. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Discutăm despre această faptă care pentru unii dintre noi nu e neapărat de respins, dar e neglijată. Nu pentru că avem, să zicem, o problemă cu a dona sângele, dar nu ne-a spus poate niciodată că putem să facem acest lucru. Doamna Doina Goșa, doamna doctor, vă rog să ne explicați de ce e nevoie la un centru de transfuzie de sânge așa în surplus sau dinainte, nu neapărat când e nevoie pentru un bolnav care are nevoie de un sânge într-o operație medicală, ci în general, cum se folosește acest sânge care se depozitează undeva, bănuiesc? Deci, în primul rând, că este mare nevoie de sânge din două motive. Unu, în fiecare zi, în spitalele, nu numai din București, în spitalele din toată țara, există bolnavi care au nevoie de sânge. Și, din păcate, bolnavii care au nevoie de sânge sunt bolnavii care sunt cei mai gravi. Uneori, viața bolnavului atârnă de această pungă de sânge. E vorba de bolnavi care intră în operații? Deci este vorba de foarte multe categorii. Este vorba de foarte multe categorii de bolnavi. Deci, bolnavii care suferă intervenții chirurgicale laborioase. Și noi, în București, aici avem două spitale care efectuează transplantul de ficat. Avem spitale care fac transplant de irinic, transplant de cord. Toate aceste operații care aparțin practic medicinei de vârf necesită cantități destul de importante de sânge. Ne dați o idee cam ce cantitate se folosește la deci, un transplant de ficat? La un transplant de ficat se folosesc peste 10 unități de trombocite, de exemplu, și în jur de 20 de mese eritrocitare. Deci, în jur de 20-30 de unități de sânge pe toată perioada când pacientul este în stare critică. De unități. Deci asta înseamnă în jur de 10 litri de sânge. De asemenea, sunt intervențiile chirurgicale ortopedice, care majoritatea dintre ele au nevoie de sânge. Sunt politraumele în urma accidentelor de circulație sau accidentelor de tot felul, care necesită sânge imediat. Din păcate, și copiii au nevoie de sânge și au nevoie de sânge din ce în ce mai des. Un exemplu cel mai recent îl constituie copiii cu sindromul uremic, da? Care și ei necesită la un an și ceva sau chiar până într-un an atât sânge cât și trombocite.
De asemenea, oncologia. Deci bolnavii de cancer nu ar avea nicio șansă să efectueze tratamentele chimioterapice dacă pe perioada tratamentului nu ar avea transport transfuzional, suport transfuzional. Pentru că în timpul tratamentelor, tratamentele acestea sunt destul de agresive pentru organism, se deprimă măduva spinării care nu mai fabrică elementele sângelui așa cum ar trebui, se produce uneori prăbușirea lor, adică bolnavul poate să aibă până la 0 trombocite sau 1200 de trombocite în loc de 150.000 cât ar trebui să aibă minim, sau 2 grame de hemoglobină. Deci sunt situații dramatice în care ajung acești bolnavi oncologici și ei trebuie să aibă în permanență suport și de masă eritrocitară și de trombocite, uneori și de plasmă. Deci nevoia de sânge este foarte mare și ceea ce... permanentă. Asta este extrem de important, că ea este permanentă, pentru că bolnavii în spitale, deci nu au sărbători legale, ei nu au concedii, dacă este vremea rea afară, ei tot acolo sunt și practic noi trebuie să îi asigurăm cu sânge. Aș vrea să vă mai spun că pe lângă această nevoie de rutină, ca să zic așa, zilnică de sânge pe care noi o avem, avem nevoie și de un stoculeț de sânge de rezervă pentru situațiile neprevăzute. Deci am văzut cu toții când a fost incendiul colectiv la care nimeni nu se aștepta și nimeni nu era pregătit pentru asta. A fost extrem de dificil, a trebuit să deschidem centru noaptea, a trebuit să lucrăm cu tot efectivul, să testăm în regim de urgență, să putem să asigurăm sângele, să trimitem salvarea în jumătate de țară ca să putem să asigurăm sângele. Care e situația donării? Cum se donează în România? Deci, din păcate, prost, foarte prost, adică noi suntem pe ultimul loc în Europa, sub 2% din populația țării este populație donatoare. La noi în țară, față de media europeană, care este în jur de 90%, chiar și țările din jur, care să zicem că au o situație apropiată de a noastră economic, dacă nu chiar ca și a noastră, cum este de pildă Ungaria, deci procentul lor este de 4%. Aceasta este o întrebare la care eu nu am reușit să găsesc răspuns, pentru că tot timpul ne-am gândit că românul este un om generos, este un om ospitalier, este cald, este primitor, săritor la nevoie, însă nu este donator. Deci iată că constatăm că nu este donator. Săritor este. Când a fost accidentul acela colectiv, au venit oamenii în număr foarte mare să doneze. A fost o solidaritate extraordinară umană atunci, care efectiv m-a impresionat. Dar nu este în regulă să sărim doar atunci când se întâmplă. Și vedeți, atunci am fost nevoiți să lucrăm în condiții de mare presiune, cu foarte multă lume în centru, cu presă, cu voluntari, oamenii veneau să dea ajutor, dar știți, procedurile nu mai puteau să fie respectate, dezinfecția trebuia făcută tot timpul ca să nu se... Deci nu este o activitate de dorit, această activitate sub presiune și cu un număr mare de donatori deodată, pe care noi nu eram pregătiți să-l primim. Important este să avem o mică rezervă de sânge pentru situațiile acestea și important este ca oamenii să vină să doneze în mod curent sânge. E ceea ce încercăm să determinăm și prin emisiunea aceasta și prin parteneriatul pe care Patriarhia l-a încheiat, iată, cu o instituție importantă pentru statul român, Jandarmeria Română. Domnule Major Marius Militaru, să înțeleg, Patriarhia a venit cu propunerea, dumneavoastră ați răspuns da. De fapt, în ce constă parteneriatul la care ați răspuns prezent, dumneavoastră, ca instituție, Jandarmeria Română? M-a achesat cu mare drag și cu responsabilitate la acest demers civic al Patriarhiei Române. Dincolo de argumentele evidente, indubitabile, medicale expuse de doamna doctor, cred că este nevoie să argumentăm și din punct de vedere civic și, dacă vreți, spiritual, pentru că avem și această nevoie. Nu numai noi românii, toți oamenii suntem structurați în acest fel. Spuneam că am răspuns și mă bucur foarte mult că Patriarhia Română inițiază acțiuni care nu sunt
reactive, care nu se cuplează la un context sau la o conjunctură și au o construcție durabilă, iar acest lucru ne-a bucurat pentru că foarte multe dintre acțiunile Patriarhiei Române, nu este prima acțiune la care noi participăm alături de dumneavoastră, s-au bucurat de această construcție durabilă și viziunea dumneavoastră, dacă vreți, converge în această direcție a viziunii noastre instituționale de bine public. Și noi suntem o instituție care dorim binele public și nu am putut să rămânem indiferent la această nevoie din spitalele românești. Și dumneavoastră menționați foarte bine și doamna doctor de asemenea, noi suntem români, suntem foarte sărituri, suntem solidari și acest lucru s-a văzut în diferite contexte, dar e nevoie să cultivăm această construcție să devină una durabilă și să existe acest reflex, dincolo de solidaritatea asta care uneori este contextuală, să avem o construcție, cum spuneam, durabilă. De obicei sărim în ajutorul cuiva atunci când luăm contact cu nevoia respectivului om. Dar nu avem percepția aceasta a unei nevoi permanente, cum spunea doamna doctor, de oameni pe care nu-i cunoaștem, nu i-am văzut niciodată, dar care au nevoie de transfuzii de sânge zilnic și de aceea e bine să ne intre, cum ziceați, în reflex. În reflex. Domnule, vă rog, domnule. Să ne intre în reflex, să cultivăm acest reflex, pentru că asta este foarte important și aici este rolul dumneavoastră în primul rând, dar și al instituțiilor statului care se bucură de credibilitate, să vină și să sprijine acest demers. O vom face de fiecare dată. Spuneam că nu este pentru prima dată. Este a treia acțiune de acest fel la care Jandarmeria Română participă. Este foarte bine de menționat. Deci înțeleg că ați mai participat la campanii tot de donare. Inițiată de donare de sânge inițiată de Patriarhia Română. Și este foarte important să menționăm că această activitate se va desfășura atât la nivel central, la nivelul capitalei, dar și la nivel teritorial. Acolo unde... Cam câți oameni vor fi implicați în această campanie din partea jandarmeriei? N-aș vrea să fac o estimare pentru că vorbim de o acțiune de liber arbitru, de voluntariat, dar din experiența anilor trecuți au fost sute de colegi de-ai mei care s-au dus și au donat în mod voluntar. Foarte important, conștientizând această nevoie. Domnule Bănescu, Patriarhia Română de 3 ani, iată, s-a implicat în această problematică. S-a luat cu oarecum contact cu lipsa de stocuri de sânge necesară pentru o bună desfășurare a întreținerii sănătății românilor și s-a pornit această campanie, știm, din jurul paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. Părintele Ciprian Grădinaru s-a implicat foarte, foarte mult. Acum, Patriarhia Română încearcă, de fapt, ce? Să pună un umăr la educarea într-un domeniu în care nu are competențe ea directe. Sănătatea e de competența altor instituții în România. Cum explicați această implicare pe care Patriarhia Română, iată, o are? Antevorbitorii mei, atât doamna director, doamna doctor, cât și domnul maior, au nuanțat deja o problemă, aș spune, de viață și de moarte. Putem vorbi în România despre astfel de probleme, din păcate, frecvent, iar spațiul medical, ca și alte spații din domeniul nostru public, este un spațiu fragilizat. Faptul că în România se donează atât de puțin sânge, sub 2%, ar trebui pur și simplu să ne pună pe gânduri. Acest lucru trimite, fără îndoială, la necesarul act de luciditate. Ce se întâmplă cu oamenii care mor atât de mulți pe șoselele din România? Oameni care sunt foarte mulți dintre ei bolnavi. Biserica și-a pus această problemă. A făcut un efort de a gândi o astfel de campanie, o campanie care se desfășoară, iată, prin parteneriatul onorabil cu Jandarmeria Română la nivel național. Este cea mai amplă campanie de donare de sânge din România. Nu am cunoștință să fi fost o alta atât de cuprinzătoare, care implică două instituții mari și credibile în spațiul românesc. Această campanie și are originile, după cum spuneați, în anul 2013. Ea a început, repet, dintr-un reflex moral firesc. A ajuta pe celălalt este un act
absolut subînțeles pentru un creștin. Spunem despre noi că suntem creștini. Afirmăm că poporul român este un popor creștin. În anumite momente vedem că reflexele morale ale acestei societăți se dovedesc a fi încă integre. Doamna doctor a amintit de episodul colectiv, când într-adevăr a fost o reacție spontană de solidaritate. Aș spune totuși, ca să oferim un răspuns la ceea ce doamna doctor formula ca întrebare, de ce nu se donează constant în România într-un procent mai mare, aș spune că un răspuns posibil ar fi absența unei culturi a solidarității. Sigur, devii solidar cu cineva într-un caz în care ești constrâns aproape să o faci din multe puncte de vedere, dar a dobândi reflexul de a ajuta constant pe cineva înseamnă, din punct de vedere creștin, a-ți adânci conștiința că aproapele tău nu este cel care face parte din familia ta neapărat. Este orice om care are nevoie. Nevoie de tine, care poți rămâne anonim, fără îndoială, dar această cultură a solidarității trebuie pur și simplu cultivată în spațiul românesc. E un paradox. Un popor creștin fără o cultură a solidarității manifestată constant, aș spune că e un popor creștin care trebuie să se întoarcă spre el însuși, chiar autocritic, și să-și pună problema în ce constă creștinismul lui. Nu vorbim despre un creștinism perorat dintr-un fotoliu. Aceste gesturi de donare de sânge reprezintă gesturi foarte frumoase și, repet, au o încărcătură creștină profundă. Patriarhia Română este onorată să facă parte din această campanie, alături, repet, de o instituție atât de respectată precum Jandarmeria Română, și această campanie se va desfășura, încă n-am apucat să spunem, în perioada 23-27 mai. Este perioada în care, cum să spun, Jandarmeria Română, prin toți cei care o reprezintă, își va aduce, ca să spun așa, obolul ei de sânge în sprijinul sănătății și spațiului medical din România. Și aș vrea să aflu de la doamna doctor Doina Goșa, cum, logistic vorbind, cum se desfășoară aceste donări de sânge cu mai multe persoane? Mergeți dumneavoastră cu laboratoare sau cu cabinete mobile? Se vine la centrul dumneavoastră? Care e procedura? Deci, la ora actuală, la Centrul de Transfuzii Sanguine București, activitatea se desfășoară pe două paliere. Activitatea din centru, unde oamenii vin și donează în număr, din păcate, nu foarte mare, la Centrul de Transfuzii Sanguine București, și aici această activitate nu poate să fie cumva predictibilă, pentru că nu știm într-o zi câte persoane se vor deplasa la centru să doneze sânge. Dar într-o zi, dacă ar veni foarte multă lume, câte persoane ar putea dona efectiv? Păi, noi deci cred că am atins pragul maxim al când tot în cu ocazia acelui incendiu, tragedia când am politic, avut într-o zi 900 de persoane și le-am făcut față. Sigur, 900 de persoane este totuși cam mult. A trebuit să mobilizăm tot centru. Însă, în jur de 500 de persoane, dacă vin, putem să facem față cu tot efectivul pe care îl avem la ora actuală. Însă, centrul de transport în București se găsește unde, doamnă? Că se găsește în centrul Bucureștiului, lângă Piața Victoriei, pe strada Dr. Constantin Caracaș, deci practic este în spatele Spitalului Filantropia. El este foarte bine situat, că este în centrul orașului și este ușor de accesat, având în vedere faptul că sunt atâtea mijloace de transport în comun. Vă spuneam că, pe de o parte, se desfășoară activitatea la nivelul centrului, pe de altă parte, noi avem colectă mobilă, pe care am dezvoltat-o cât am putut de mult. Avem în fiecare zi, colecta mobilă pleacă într-o companie, într-o instituție publică, într-o instituție privată și recoltează sânge. Avem chiar și două colecte pe zi, deci două colecte mobile pe zi, dacă colectele acelea sunt mai micuțe și nu sunt foarte mari. Aici numărul donatorilor este oarecum predictibil, pentru că știm că vom merge în compania respectivă și știm cam cât sânge luăm de acolo. Există niște oameni care se înscriu pe niște liste? Există oameni care se înscriu, bine, nu totdeauna
ei se înscriu și vin toți, pentru că li se face teamă, mai ales tinerilor, dar dacă nu vin prima dată, a doua oară, a treia oară vin și deja se creează un număr de donatori pe care noi îl cunoaștem. Contează mult și puterea exemplului celuilalt, contează a colegului. Foarte mult puterea exemplului, deci contează foarte mult. Noi ne-am dorit să facem mai multe colecte mobile pe zi, dar aici este și limitarea personalului, că nu avem personal. La companie ajungeți printr-o relație directă a dumneavoastră, a centrului, încheiați da. Niște înțelegeri? Niște... Deci avem relații directe cu companiile și periodic, de 2-3 ori pe an, organizăm împreună aceste sesiuni de colectă mobilă. Este foarte important pentru noi să desfășurăm aceste activități și ei ne ajută foarte mult. O să vă întreb mai târziu de beneficiile pentru sănătate, pentru cel care ajunge la concluzia că e nevoie să doneze. Dar există și niște beneficii, să zicem, materiale? Statul pune la dispoziția... Da. Beneficiile materiale, trebuie să discutăm problema asta cu beneficiile materiale. Ele există, într-adevăr, se dau 7 etichete de masă, reducere pe transportul în comun o lună de zile și o zi liberă la serviciu. Deci acestea sunt beneficiile materiale ale donării de sânge. Pe care angajatorul e obligat să le respecte. Pe care angajatorul este obligat să le respecte și de regulă le respectă. Însă, pe de altă parte, donarea de sânge, pentru că nu e așa, este definiția, da? A dona înseamnă a dărui. Nu trebuie să fie motivată de ceva material, pentru că în momentul în care donatorul vrea neapărat să ia etichetele acelea de masă, el poate să nu fie sincer atunci când completează chestionarul sau când vorbește cu medicul la cabinetul de consultații. Și selecția donatorului de sânge este o etapă extrem de importantă în activitatea noastră. Practic avem două filtre, deci un filtru chestionarul și asistentul care chestionează donatorul și îl întreabă ca să-și facă o părere despre obiceiurile lui, dacă a fost bolnav, spre starea lui de sănătate, și cabinetul de consultații. De aceea, atunci când avem un număr mare de donatori, se pierde într-adevăr timp și durează mai mult această procedură, tocmai datorită faptului, pentru că selecția trebuie să fie extrem de riguroasă, din două motive. Unu, trebuie să protejăm donatorul, da? Nu trebuie să expunem persoana respectivă atunci când donează sânge să pățească ceva și dacă are o boală cardiacă poate să pățească, și doi, să protejăm desigur pacientul din spital. Adică sângele să fie de calitate, să facă bine, nu rău. Și să fie un sânge sănătos. Da. Exact, este foarte importantă chestia asta. Se poate întâmpla să și facă rău. Da. Spuneați de niște impedimente pe care le poate descoperi asistentul sau medicul care chestionează pe cel care vine să doneze. Dați-ne câteva, deci dacă suferă de anumite boală, deci, și nu pot dona, rând, care în primul sunt rând boli? Și în primul rând, deci donatorul trebuie să fie o persoană sănătoasă. Deci pornim de la definiția donatorului. El trebuie să fie o persoană sănătoasă. Știți că tot 100% sănătoși, nu știu dacă există om 100% sănătos. Mă rog, că el nu cunoaște să sufere de o boală, este altceva, eventual cu ajutorul nostru poate să o descopere acea boală. Pentru că mă întrebați dumneavoastră la începutul discuției despre beneficiile materiale. Dar pe lângă aceste beneficii materiale există și niște beneficii, să zic așa, spirituale și alte beneficii ale donatorilor de sânge. În primul rând, a dona sânge și a fi conștient la un moment dat, pentru că el când vine la centru și donează sânge, conștientizează oarecum că de fapt a făcut un gest extraordinar și că sângele lui poate să salveze viața unui om. Deci, ce poate fi mai frumos decât să salvezi viața unui om, indiferent dacă îl cunoști sau nu îl cunoști? Te încarci cu o energie pozitivă și eu zic că contează foarte mult chestia asta. Pe de altă parte, donatorul care vine mai ales în mod curent la donare este verificat sistematic. De starea lui de sănătate este în mâinile noastre. Din 3 în 3 luni... Se fac pur și simplu niște analize. Se fac analize. Este supus unui examen medical. Îi se face glicemia, că doar diabetul este în creștere și sunt oameni care ajung cu diabet în comă diabetică la spital, pentru că nu știu și o descoperă prea târziu. La noi nu există chestia asta. Sunt îndrumați atunci când au niște probleme sau niște nelămuriri sau vor să meargă undeva. Deci, practic, sunt în contact cu sistemul medical, ceea ce eu zic că nu este puțin lucru. Pe lângă testele pe care noi le facem
de fiecare revin dată. Puțin. Enumerați câteva boli de care poate suferi cineva și deci care l-ar putea împiedica să doneze. Deci toate bolile cronice sunt contraindicate la donare. Deci diabetul, toate bolile inimii, toate bolile renale care sunt cronice și care necesită tratament sistematic. Deci dacă un donator, o persoană, ia tratament în fiecare lună de la medicul de familie, nu poate să fie donator. Cu excepția, există o singură excepție aici, hipertensiunea arterială, dar care nu este complicată cu boală cardiacă. Și dacă valorile tensiunii arteriale sunt până în 18 și persoana respectivă nu a făcut o complicație cardiacă, poate să doneze sânge și chiar este recomandat și chiar îi face bine donarea de sânge. O să revenim la beneficiile pentru sănătate ale donatorului. Da. De exemplu, hepatita. Te împiedică. Deci hepatita categorie. Păi de acum să doneze o persoană care are hepatită pentru că transmite virusul și nici o persoană care are o infecție cronică, că poate să aibă, de exemplu, el să știe că are o infecție urinară cronică, de pildă, nu poate să doneze sau o infecție acută de asemenea nu poate. Toate deci infecțiile nu se descoperă prin acele două filtre de care spuneați, da. Analize Bine, și în primul rând, cei care sunt răciți se văd și sunt imediat identificați. Cei care au boli cronice, de asta spun că este foarte importantă sinceritatea donatorului, că dacă el are o infecție urinară, de pildă, noi nu putem să facem toate testele microbiologice ca să depistăm o eventuală infecție la o persoană. Nimeni nu le face în toată lumea, că ar fi extrem de costisitor. Deci ne bazăm că dacă omul vine să facă un bine și donează sânge să-și ajute aproapele, deci el nu are niciun interes să contamineze punga aceea de sânge și este sincer și spune că tot ce știe despre sănătatea lui. Vă propun acum să ieșim puțin din studio și să vedem o înregistrare cu părintele Ciprian Grădinaru. I-aș spune sufletul acestui proiect, de la el a pornit totul, îmi și povestea, nu e pe înregistrare, îmi povestea că dintr-o situație foarte concretă, un necaz al unui credincios venit la povedanie, l-a făcut să îndemne pe câțiva să se ducă să doneze și așa s-a gândit că ar putea să facă, să multiplice ajutorul acesta de la unul care a ieșit în cale la mai mulți. În această dimineață am vorbit cu părintele Ciprian Grădinaru despre acest proiect de donare de sânge în curtea paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, acolo unde slujește. Părinte Ciprian Grădinaru, în jurul paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului s-a născut de acum câțiva ani un proiect foarte interesant cu foarte mari rezultate. Donare de sânge, voluntariat pentru donare de sânge. Îmi spuneați că sunteți la a câta ediție acum? Ați înaintat cu proiectul? S-a înaintat destul de frumos. Suntem la 11-a ediție de donare de sânge. Dorim ca această donare de sânge, această 11-a ediție, să fie una fructuoasă și una binecuvântată, pentru că vom face un front comun cu Jandarmeria Română. Va fi un proiect nou pentru mine, o experiență nouă, dar frumoasă. Dintotdeauna Biserica cu Armata, Armata cu Biserica au făcut acțiuni frumoase, au făcut echipă frumoasă. Deși Biserica și Armata sunt formatori de opinie pentru societate, Biserica și Armata sunt cele două coloane vertebrale ale societății în care poporul își păstrează încrederea, are încredere și dorim ca acest proiect să fie unul benefic, aș putea să vă spun din două puncte de vedere. Unul, că dorim să fie o colectă de sânge cantitativ mult mai mare și al doilea să fie un exemplu și pentru celelalte instituții ale statului de a ni se alătura acestui proiect umanitar, creștinesc, social, filantropic, benefic din toate punctele de vedere. Acțiunea de donare de sânge sau voluntariatul de donare de sânge sau această frumoasă faptă bună de a dona sânge este lăudabilă din punct de vedere ontologic, din toate punctele de vedere. Ce este mai frumos, să salvezi suferința unui om, să ușurezi suferința unui om sau să salvezi o viață? Din punct de vedere clinic și științific, un donator salvează 3 vieți. Poate cu sângele nostru, cu sângele celor care au donat, s-au salvat și s-au ușurat suferința multor vieți. Aceasta este un lucru care ne bucură pe noi și mai ales faptul că am găsit multă înțelegere, multă deschidere, multă
implicare și devotament în instituția jandarmeriei și în cadrele de la jandarmerie. Asta m-a bucurat foarte mult și faptul că desfășurăm un proiect la nivel național, la nivel de țară, în toate județele din țară, asta mă bucură foarte mult. Părinte Ciprian, spuneați de a 11-a ediție, iată, o etapă foarte importantă împreună cu Jandarmeria Română. Până acum aveți o evidență cam câte persoane au donat, persoane convinse de această campanie, de acest îndemn pe care dumneavoastră l-ați făcut în diverse locuri? O statistică pe care o avem evidențiată la aceste campanii de donare de sânge se ridică la peste 15.000 de donatori, aproape 7 tone, 8 tone de sânge, 8.000 de litri de sânge. În ce oraș ați fost? În afară de București. Ploiești, Sibiu, Craiova, Arad. S-a desfășurat în diferite ediții în mai multe orașe din țară. Constanța. Părinte Ciprian, un mesaj pentru cei care poate nu au auzit de proiectul Patriarhiei Române de donare de sânge și poate că ar vrea să se alăture. De ce e important un om să dea din sângele lui pentru un altul, un necunoscut? A face bine este în firescul fiecăruia dintre noi. Toți dorim să facem o faptă bună, mai ales că ideea și dorința de a dona sânge ușurează suferința, salvează o viață, dă speranță. Poate cel mai mult conștientizează valoarea transfuziei și a sângelui chirurgul și medicul care are nevoie de sânge și nu-l are, care este conștient că trebuie să facă o operație și dependent de punga de sânge. Este conștient și mult așteptat punga de sânge de bolnavul care stă pe patul de suferință și este amânat din lipsa sângelui. Actul de donare de sânge sau această inițiativă și acest proiect inițiat de Patriarhia Română cu binecuvântarea Preafericitului Părintelui Patriar Daniel, considerăm și credem că este un act de milostenie, un act de binefacere pentru aproapele căzut în suferință, pentru a-i ușura suferința și a-i salva viața. Câți oameni în accident, ferească Dumnezeu de accidente, nu au fost salvați și nu sunt salvați cu sângele și cu derivatele pe care centrul de transfuzie le procesează din sânge. Biserica, azi vorbim la TV Trinitas despre faptul că Patriarhia și Jandarmeria Română sunt alături în campania de donare de sânge. L-am auzit pe Părintele Ciprian Grădinaru de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului cu câteva cuvinte despre acest proiect în care s-a implicat trup și suflet. În studio îi avem în continuare pe domnul Marius Militaru, șeful Serviciului de Presă al Jandarmeriei Române, pe doamna Doina Goșa, de la Centrul de Transfuzie Sanguină din București și pe domnul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. Domnule Militaru, săptămâna viitoare vor începe donările din partea jandarmilor aici în București și în unitățile din țară. S-a dat de veste în interiorul instituției despre ceea ce aveți de gând să faceți? Absolut, este un efort conjugat și mă bucur că este așa. Mă gândeam, privindu-l cu dragoste pe Părintele Ciprian, ce rol important aveți dumneavoastră, clerul, de depozitarea unei imense energii formative și de a cultiva către toți membrii comunității această dragoste față de aproapele tău, pentru că dincolo l-ați cunoscut și personal. L-am cunoscut părinte. Personal și pe mine m-a convins foarte repede și acolo în subtitlul campaniei, dacă ați urmărit în afiș, poți, cel care donează, salvează până la 3 vieți. Oricând avem această minunată șansă de a putea să salvăm 3 vieți. Este un... Și vă rog să vă gândiți la aceasta. Bine, jandarmii sunt obișnuiți cu situația aceasta. Intervin în unele situații în care chiar salvează vieții. În acțiunile pe care le au de păstrarea ordinii publice, de intervenții în conflicte. De prezervarea ordinii publice, de ajutor atunci când sunt situații dramatice în țară cauzate de efectele meteorologice sau alte catastrofe, suntem acolo, dar nu numai noi suntem acolo.
toți lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne, fie că vorbim de pompieri, fie că vorbim de polițiști și jandarmi, sunt prezenți pentru a împlini această necesitate. Și... Dar acum există o ocazie fericită, să spunem, fericită. Pentru că de obicei vă implicați în situațiile nefericite, de conflict. Acum, în condiții pașnice, se poate contribui și din partea jandarmeriei pentru salvarea mai multor vieți. E o recomandare făcută către angajații instituției? E un ordin? Cum trebuie să o ia jandarmii din România care sunt chemați la această campanie? Foarte bună întrebare și dumneavoastră, ați sesizat nuanța ca zonă. Nu e vorba despre un ordin. Este, dacă vreți, o invitație mai mult, deși suntem în armată, pentru că jandarmeria este o structură militară a Ministerului Afacerilor Interne, este o invitație și din experiența anilor precedenți, colegii mei vin cu multă dragoste și donează conștientizând acest act sublim și, dacă vreți, care dă sens existenței noastre, de a ajuta pe celălalt. În niciun caz nu poate fi vorba de obligație. Este vorba de o invitație și sunt convins că după data de 23 colegii mei se vor duce în mod voluntar la centrele județene și chiar aici în București, unde vom avea un centru mobil prin sprijinul doamnei doctor și vom dona cu toții sânge. Bănuiesc că s-au repartizat oarecum pe grupe pentru că sigur, cei care donează în acea zi nu pot fi folosiți la intervenții, adică v-ați luat niște măsuri necesare în organizare. Absolut. Suntem militari și avem acest spirit riguros de a organiza lucrurile, nu numai noi, și partea medicală, pentru că spuneam că lucrăm. Și este un efort logistic, este un efort de a ne concentra și de a duce lucrurile la bun sfârșit, cu rezultate bune pentru comunitate, pentru că eu, ca reprezentant al jandarmeriei și cu siguranță și dumneavoastră, ne dorim să trăim într-o comunitate, într-o cetate, dacă vreți să ne referim la conceptele aristotelice, în care oamenii se respectă unii pe ceilalți, în care oamenii își aduc aportul în mod voluntar, pe bază de liber arbitru, cu toții contribuind la o funcționare adecvată a cetății și a comunității. Domnule Bănescu, din ce cunoașteți din edițiile anterioare, părintele Ciprian Grădinaru s-a bucurat și de ajutorul altor preoți. Până la urmă, preotul este cel care poate să convingă, are contact cu mai toți oamenii dintr-o parohie sau din jurul unei biserici unde se strâng oamenii și îi se acordă o autoritate spirituală preotului și are putere de a convinge preotul. S-au alăturat în țară și alți preoți, pentru că știu că părinte Ciprian a fost el în față, adică el a fost inițiatorul, dar în spatele lui mai sunt și alții, bănuiesc. Absolut. De când s-a declanșat această campanie, mulți dintre preoți, nu știu exact să vă spun câți, au donat personal sânge. Inclusiv părintele Ciprian l-am văzut făcând același lucru. Puterea exemplului este fără îndoială una prin excelență eficace în spațiul nostru public. Toți avem în minte încă această rană neînchisă a tragediei de la colectiv și mi-amintesc și cred că ne amintim cu toții cei prezenți la această masă de conținutul mesajului Părintelui Patriarh, care a îndemnat, a mobilizat chiar în dimineața zilei de sâmbătă după tragedia respectivă la intensificarea actului de donare de sânge. Către preoți a fost acest mesaj în primul rând, mulți dintre ei s-au implicat și mulți dintre ei, de fapt toți, au sprijinit la nivelul discursului public în biserică această campanie de a dona sânge. O fac în continuare, să știți. Această campanie nu e așa doar un proiect pe o hârtie, după cum spuneau și antevorbitorii mei și părintele Ciprian și dumneavoastră, e una cu un conținut foarte, foarte real. Acești preoți au datoria, repet, să livreze acest mesaj de încurajare pentru o faptă prin excelență creștină, spune, și o fac. Preoții sunt prezenți în această campanie și, bineînțeles, aș ține să precizez că actul de donare de sânge e unul dintre gesturile de o înaltă eleganță morală. Și dumneavoastră ați avansat această nuanță. A dărui, de fapt, înseamnă a primi, dacă e să ne gândim la paradoxala vorba lui Steinhardt, dăruind vei dobândi,
Și mai e un gând al unui foarte rafinat observator francez al fenomenului spiritual, Léon Blois, care spunea: niciodată nu se știe cine dă și cine primește cu adevărat. Să reflectăm la asta, pentru că avem de primit enorm atunci când dăruim ceva. Să reflectăm și vreau să o întreb pe doamna Doina Goșa, doamna doctor, poate e aplicabilă și din punctul de vedere al sănătății zicerea părintelui Teinhard: dăruind vei dobândi. Adică el se referea la o dobândire spirituală, dar în cazul donării chiar dobândești ceva. Nu numai că îți dai sângele, dar dobândești ceva. Vă rog să ne explicați. Absolut. Cum. Deci este verificat acest lucru. Persoanele care donează sânge în mod constant, în momentul în care ajung la maturitate, deci în general oamenilor, deci există tendința de a crește viscozitatea sângelui, fac hipertensiune arterială, au probleme cu vasele. Donatorii de sânge, a fost chiar un studiu efectuat de către americani, donatorii de sânge au dezvoltat accident vascular cerebral și infarct de miocard atunci când au ajuns la vârstă matură, într-un număr mult mai mic decât lotul martor. Deci practic risc. Este și benefică pentru sănătate donarea de sânge, pe lângă faptul că sângele se primenește și sigur că se întinerește de fiecare și dată. Și e nevoie în dreptul fiecăruia de asemenea și este înnoire. Nevoie, exact. Ce vreau eu să vă spun, aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte despre această campanie. Este cea mai frumoasă campanie pe care noi am derulat-o de când sunt eu în rețeaua de transfuzie și sunt de vreo 20 de ani. Și cea mai amplă. Și cea mai amplă, exact. Este foarte bine că a început cu structurile Ministerului de Interne, pentru că spre deosebire de alte structuri, există aici o disciplină pe care noi am constatat-o chiar și în această activitate de a dona sânge. Și pompierii, și jandarmii, și chiar studenții de la Academia de Poliție, pe care i-am avut de asemenea în număr mare la donare, au venit în număr mare și sigur că nu i-a obligat nimeni să vină să doneze sânge, au fost încântați să o facă și atunci când erau respinși din diverse motive, chiar erau foarte, foarte supărați. Deci, de asemenea, această campanie ne-a adus un număr mare de donatori, așa cum spunea și părintele Ciprian, chiar la nivel național câteva tone de sânge și așa este. Și mesajul este foarte important pe care biserica îl transmite cetățenilor, pentru că dacă în fiecare duminică preotul, atunci când le vorbește enoriașilor, spune despre donarea de sânge, până la urmă ajunge mesajul acesta să se așeze acolo în subconștientul și în mintea oamenilor și sper să aibă și rezultat, să vină să doneze sânge. Există riscul teoretic ca la un moment dat să existe mai mult sânge decât e nevoie? Nu, eu adică mi-aș dori foarte tare. El se alterează dacă e prea mult și stă nefolosit? Nu. Deci nu se alterează, deci nu numai că nu se alterează, dar noi în momentul de față aș putea să spun că nu stăm foarte bine cu sângele. Cererea spitalelor a crescut foarte mult, cred că a crescut și numărul pacienților. Aș putea să vă spun că din anul 2014, de exemplu, am făcut o evaluare pe primul trimestru al anului 2014, pe primul trimestru al anului 2015 și primul trimestru al anului 2016, cererea spitalelor s-a dublat. Deci, efectiv, într-un an de zile, cererea spitalelor s-a dublat. Cum? Iar numărul donatorilor, și ceea ce este foarte grav, este că numărul donatorilor constanți a început să scadă. Deci, asta este că noi avem nevoie și de donatori să vină în mod repetat la donare. Noi avem în fiecare zi, la Centrul București, vorbesc, o masă de donatori care este în jur de 100 de oameni care vin și donează pentru pacienții lor. Cu ce frecvență e bine să vină cineva să doneze? Deci, la 3-4 luni, dacă vine și face donare de sânge este foarte, foarte bine, iar noi ca să putem să facem și trombocite din sângele lor, trebuie să nu aibă o pauză mai mare de 6 luni la donare. Da, deci este foarte importantă fidelizarea donatorilor de sânge. Fidelizarea aceasta, bănuiesc, domnule Bănescu, că se urmărește și în parteneriatele pe care le încheiați cu diferite instituții. Fără îndoială, pentru că ați adus vorba de posibile parteneriate, aș ține să aduc aminte că mai există un proiect medical extraordinar de
de bine primit, de binevenit. E vorba de cunoscuta deja caravană Sănătate pentru Sate, privește frontal categoriile fragilizate social, iar România are foarte mulți oameni fragilizați social, oameni fără posibilitatea accederii la o clinică privată, uneori chiar și la un spital obișnuit în mediul rural. Această campanie Sănătate pentru Sate constă în mobilizarea unui grup de voluntari medici care frecventează Paraclisul Catedrala Mântuirii Neamului. Părintele Ciprian a fost implicat și este în continuare și în această campanie. Mobilizarea unor cadre medicale cu înaltă conștiință profesională, cu simț civic și conștiință creștină, în a oferi ajutor gratuit, evident, oamenilor sărmani, care sunt foarte mulți în România. La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfășurat această campanie, este în curs de derulare în continuare. Aceste proiecte, ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, sunt proiecte care, repet, onorează instituția. Orice instituție este onorată atunci când are posibilitatea să facă un bine concret. Jandarmeria Română este în această fericită situație acum. Vă întreb acum, știți că atunci când se organizează parteneriate, există beneficii și instituționale, de imagine. Care a fost imboldul prim? Pentru că, să zicem, și pentru jandarmerie și pentru patriarhie, e o contribuție la imaginea proprie. Toți vrem să avem o față bună, o imagine frumoasă. Știu ce spuneți, se verifică în realitate, însă chiar dumneavoastră ați divulgat puțin mai devreme mobilul intim al declanșării acestei campanii. Părintele Ciprian a fost profund impresionat de un caz foarte concret. Reflexul lui a fost să se mobilizeze și, evident, să implice instituția din care face parte. Așadar, primul reflex nu a avut nicio legătură cu căutarea unei imagini mai bune, ci a fost un reflex al unui creștin autentic care a simțit nevoia să ajute. Și aș vrea să mai adaug ceva. Doamna doctor a descris beneficiile materiale. Aș spune că acestea sunt nesemnificative. Sunt sigur că mulți oameni ar merita mai mult pentru gestul lor, dar cred că trebuie să punem accentele corect și să punem accentul pe conștiință. Pe conștiința civică, conștiința creștină. Eu cred că o majoritate a celor care se duc să doneze, sunt, iată, foarte puțin sub 2%, nu se duc cu gândul la acele etichete. Cred că o fac dintr-un impuls moral care trebuie încurajat și trebuie promovat. E un act și de educație în spațiu public o asemenea campanie. Am putea vorbi și de o nevoie de a face bine, pentru că suntem în multe situații în care simțim nevoia să ajutăm pe cineva. O mână întinsă găsești la tot pasul pe stradă, dar mâna aceasta întinsă a celui care are nevoie de sânge nu e atât de vizibilă, nu e mai discretă, nu știm de ea. De aceea și vorbim despre acest lucru și aduna sânge e imens, mai mult decât a da un leu unui cerșetor pe stradă. Doamna doctor. În ceea ce privește, vreau să revin puțin asupra a ceea ce a spus domnul, ce a spus dumneavoastră despre imagine, că este, mă rog, este un efect, un efect de imagine pozitivă pentru structurile care sunt implicate în această activitate. Aș putea, nu știu cât, după cum a spus și dânsul, deci s-a pornit de la o nevoie reală și nu de la o nevoie de a face imagine cineva. Aș putea să spun că dacă există un beneficiu în acest sens, există și beneficiul nostru, pentru că sigur că o structură care are atâta credibilitate în rândul populației cum este biserica și jandarmeria pe de altă parte și pompierii pe de altă parte și celelalte structuri ale Ministerului de Interne sunt credibile în fața oamenilor și dacă oamenii de rând văd că domnule și biserica îndeamnă oamenii să vină să doneze, iată, jandarmeria a răspuns prompt la acest îndemn, atunci poate îi mobilizează și pe ei să vină să doneze sânge fiind niște structuri credibile. Domnule Marius Militaru, să amintim acum la final, mai avem un minut din emisiune, când va începe lunea viitoare, va începe această campanie,
prima acțiune care va fi unde? Prima acțiune va fi, se va derula în București, printr-un centru mobil. Voiam un pic să revin și că domnul Bănescu l-a evocat pe părintele Steinhardt și mă gândeam la Jurnalul Fericirii când vorbea despre o teologie a fericirii care este căpătată din micile gesturi. Un gest mic, dar profund, cum este donarea de sânge, și trebuie să ne gândim și la acest lucru. Spuneați dumneavoastră că a venit dintr-o nevoie reală și vă confirm și eu acest lucru. Noi am fost printre primele instituții care s-a mobilizat să doneze atunci când a fost tragedia de la Colectiv și nu a pornit dintr-o nevoie imagologică de a ridica jandarmeria sau alte instituții în sondajele de opinie. Niciun caz. Este un gest profund de solidaritate umană și ăsta este mesajul principal pe care noi trebuie să-l transmitem. Dar mai este un mesaj foarte important, că nu numai noi vom fi acolo prezenți în toate centrele naționale, îmbrăcați în uniformă, vom fi recunoscibili, dar toți cei care ne privesc pot veni și să se alăture acestui efort. Este foarte important și bineînțeles că, evident, actul pornind din conștiință este cel mai important și valorific această acțiune, dar să nu uităm totuși componenta socială, pentru că poate doamna doctor poate să-mi confirme și să mă corectez dacă greșesc, este vorba la echivalentul unei sume de 100 de lei sau 1 milion vechi, nu? Pentru o donare? Greșesc? Cele 7 etichete? Da. Nu, e vorba de 60 de lei. 60 de lei. Deci să nu uităm și componenta socială este importantă. Desigur, când faci un bine, îl faci, ca să fie bine cu adevărat, îl faci dezinteresat. Un bine contagios, să sperăm că așa da, va fi. Da, un bine contagios, da. Exact. Deci, Patriarhia Română și Jandarmeria Română fac, să spunem așa, un front comun, un alt fel de front, pentru a veni în întâmpinarea acestei mari nevoi de sânge la centru de transfuzie. Campania se va derula săptămâna viitoare. Jandarmii donează, dar sunt așteptați, cum ziceați, domnule militaru, toți oamenii care vor să facă un bine în mod dezinteresat. A fost un mesaj, o emisiune care s-a adresat tuturor. Am vorbit de un exemplu concret, vor mai fi aici la TV Trinitas. Vă mulțumesc că am fost împreună. Sunt Remus Rădulescu, numai bine!